De fiecare dată în zi de protest, imobilele oligarhului Vladimir Plahotniuc au fost înconjurate de mai multe grupuri de tineri. În preajma hotelului Nobil, care aparține controversatului om de afaceri, dar și la sediul Global Business Center, unde Plahotniuc își are biroul, au fost văzuți în primele ore ale dimineții zeci de bărbați care nu au vrut să spună ce căutau acolo. Mai mulți tineri care se aflau în preajma hotelului Nobil au intrat în clădire sau au încercat să-și ascundă fața, imediat cum au văzut echipa Jurnal TV. Ce fac toți băieții ăștia aici? Se odihnesc. Ce aici faci dumneavoastră? Noi lucrăm, dar ei ce fac? Dar ei se odihnesc. Zeci de tineri mișunau și în spatele sediului Global Business Center. Unii s-au arătat deranjați de faptul că au fost filmați. Bravo, ești foarte bravo! De ce ați aruncat cu apă? Nu arunca, din greșeală. Paznicul sediului a declarat că tinerii se odihnesc pe teritoriul GBC. Are vreo legătură cu protestul? Păi de ce sunt aici ei? Ce păzesc? Da, o menie pare. Se odihnesc aici. Potrivit unor poze apărute pe o rețea de socializare, de dimineață și la hotelul Codru s-au aflat zeci de bărbați îmbrăcați în treninguri și Adidas. Internauții au scris că aceștia intrau pe rând în hotel, apoi ieșeau și se alăturau grupului. Administratorii clădirilor nu au fost de găsit pentru a oferi un comentariu.